Deschis. Atunci o să vă întreb altfel. Cine vă credeți dumneavoastră ca să cereți unor femei care erau într-o relație, că erau căsătorite sau erau într-o relație cu un bărbat, să se culce cu dumneavoastră? Și cine vă credeți dumneavoastră să spuneți că trebuie să facă copii cu dumneavoastră? Deci sunt în acel centru cel puțin 7 femei diferite care au avut copii cu dumneavoastră. De ce asta? Domnul meu, dragă, la fel vă spun, întrebați-le pe ele dacă e așa. Să pe nu cum dați să întreb cumva... dacă e așa? Că dumneavoastră mi-a spus mai devreme că e așa. Că aveți copii, cum? Aveți 7 copii, păi cu da. Femei diferite. Da, dar ele au fost de acord să avem copii împreună. Păi bun, eu vă întreb pe dumneavoastră, cine vă credeți ca să faceți copii cu femei diferite, mai ales că ele sunt într-o relație sau într-o căsătorie? De ce? Vă credeți Dumnezeu pe pământ sau cine? Dragul meu, femeile cu care eu am copil nu au fost în altă relație. Cristina era în altă relație, spune foarte acolo clar. Era cu un clar, partener. Deoarece există un proces, nu pot să discut despre lucrul ăsta pentru că încă este proces. De ce nu lăsați copiii la școală? S-o întrebați pe Cristina, că ea a fost cu ideea. Păi atunci o întrebăm pe Cristina și pe dumneavoastră nu vă mai întrebăm nimic, pentru că dumneavoastră aveți de da niște răspunsuri la poliție și înțeleg că trebuie să fiți la 22:30 acolo și vă mulțumesc foarte mult. Mie mi se pare extrem de grav ceea ce noi descoperim acolo, mi se pare extrem de grav faptul că sunt niște oameni care se lasă duși în eroare de niște lucruri pe care dumneavoastră le spuneți, că le-ați spus taților. Deci dumneavoastră făceați copii cu femei care erau într-o altă relație, iar tații respectivi nu aveau voie să atingă copilul până la 2 ani de zile, că le strică karma. Dumneavoastră la psihiatru ați fost? Dragul meu, oricând mă pot duce... Eu zic să vă duceți. Eu nu am luat, nu am mers la femei care erau în altă relație. Ok. Mulțumesc. Da. Nu mai avem ce să vă întrebăm. Dacă nu răspundeți la aceste acuze de viol, de hărțuire și așa mai departe, ce să vă întreb altceva? Nu am făcut așa ceva. Ok. Bine. Mulțumesc. Bine. Să vedem care este rezultatul.